S-a întors. Ești fericit, fericită. Cum dintr-o dată, fără nicio explicație, s-a întors în viața ta? Te-a deblocat, ți-a scris, te-a sunat după foarte mult timp și ți-a spus că ești cea mai importantă persoană din viața lui sau ei. Ce crezi? A făcut-o pentru tine? Nu. A făcut-o pentru el sau pentru ea? Și tu, bineînțeles, l-ai crezut sau ai crezut-o? A făcut-o pentru el sau pentru ea să-și umple ego-ul. Cu cât o persoană este mai goală în interiorul ei sau al lui, ea se va întoarce acolo unde a fost cel mai bine, să-și încarce și să-și umple golurile pe care le are în suflet. Întoarcerea lui sau a ei este egoism și lipsa lui de respect față de tine sau a ei. Când a plecat, nu a ținut cont de tine și de sentimentele tale. Și acum s-a întors acolo unde a fost cel mai bine și unde a putut să manipuleze cel mai bine. Ai grijă, nu cădea în capcana lui sau a ei. Îți mulțumesc!